Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin a fost prăznuit astăzi la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bârsănești, județul Bacău. Cu această ocazie au fost săvârșite Sfânta Liturghie și Sfântul Maslu. Ierarhul Pahomie este pentru noi Sfântul care ocrotește această binecuvântată eparhie și pentru care avem o evlavie deosebită, dat fiind faptul că și evlavia lui pe care a avut-o atât față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cât și față de Maica Domnului, ne face să ne ridicăm nu numai mintea, dar și inima către Dumnezeu. Prin Sfinți Dumnezeu ne împărtășește sfințenia sa deplină. Dumnezeu se descoperă în etape omului, ca noi, încet, încet, gustând din particelele sfințeniei, să ajungem la o desăvârșire, la un tot unitar. Cu acest prilej, la biserica din Bârsănești au fost aduse părticele din moaștele mai multor mucenici. Sfântul Pantelimon, Sfântul Trifon, Sfântul Mina, Sfânta Paraschevii, dar și o icoană a Sfântului Ierarh Pahomie.